Un copil de 3 ani, un bebeluș de doar 9 zile și mama acestuia au murit la Timișoara, în România, după ce blocul în care locuiau s-a făcut o dezinsecție. Aseară, încă un bloc de locuințe din Timișoara a fost evacuat după ce într-unul dintre apartamente s-ar fi făcut lucrări de dezinsecție și deratizare cu aceeași firmă care a făcut acțiunea și în imobilul în care 3 persoane au murit și alte câteva 10 au ajuns la spital. Autoritățile locale au depistat prezența unei substanțe neurotoxice la etajele 3 și 4 ale blocului, după ce la sfârșitul săptămânii trecute s-a făcut o acțiune de dezinsecție și deratizare. În total, peste 200 de persoane au fost depistate și evacuate. Patronul firmei care a efectuat lucrările a fost reținut pentru 24 de ore și este acuzat de vătămare corporală, ucidere din culpă și trafic de produse sau substanțe toxice.